Bun. Și păi, fără aviz nu puteți? Practica, puteți da, aviz. Dar când erați, o secundă doar, că nu mai pot, domnul da, Fenechiu, pe bune, da. Când erați în comisia juridică, da. Prezida doamna Vicol, care da. A avut și ea meciurile ei și luptele ei cu sistemul. A fost și arestată, haideți. A fost și arestată. N-a fost arestată niciodată, a fost reținută, reținută. O seară. Așa. Păi și o seară vi se pare puțin? Nu, a fost reținută, nu arestată. Deci, doamna, reținută. Doamna Vicol, tot cătușe, doamna Vicol prezida acea ședință finală înainte de adoptarea legilor justiției. De bine de rău, în cele două camere, asta era la aia finală, se făcuseră niște amendamente. Subțiri și alea erau, dar cât de cât mai închideau din ușițe acolo. S-a luat o pauză de jumătate de oră, după care s-au întors în comisie și PNL-ul și PSD-ul a zis votăm legea cum a plecat de la guvern fără niciun amendament? Nu s-a întâmplat nu, așa. Nu a plecat de la guvern. Pentru de oriunde o fi plecat, a fost o comisie specială a celor două camere care a stabilit o formă finală. Decizia coaliției a anulat toate amendamentele? Le-ați anulat. Cine a luat decizia? Păi dacă s-a decis că după ce s-a discutat... Cine s-a decis, domnul Fenechiu? Spuneți cu nume și prenume. Cine? Da.